Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine, Bine v-am pregăsit. Uh, uh -huh. Îl salutăm și pe Andrei uh, Petreanu, care este specialist Bună în in, uh, AI. Și uh, toată lumea se încântă de imagine cu turnul Eiffel, dar în spate uh, văd așa ca pe o fumigenă la ceva mult mai real, pentru că New Hampshire uh, chiar este un caz destul de grav de deepfake cu Joe Biden, înaintea alegerilor de acolo. Adică este. Da. Și au fix aceeași problemă. Nu știu pe cine să dea vina, nu știu de unde vine și este doar voce, nu e, imagine, nu e nimic tehnologia este în ce în ce mai credibilă și cred că asta este clar un pericol și ar trebui să fim cât mai bine informați, din surse cât mai bune. Acum, pericolul cel mai mare, dincolo de dezinformare și dincolo de posibilitatea ca oamenii de acasă să creadă non-adevăruri, este într-adevăr că pot să existe efecte care să aducă atingere inclusiv democrației, așa cum vedem în anumite cazuri, pot să influențeze voturile și rezultatele unor alegeri. Și cu siguranță nu ne dorim asta într-un an atât de important ca acum, cu atâtea alegeri. Da, și există vreo modalitate prin care poți să-ți dai seama că o imagine este falsă sau o voce este, nu este cea adevărată? Aici, în da. cazul acesta, Biden spunea, nu mergeți la vot. Adică, e atât de simplu, patru cuvinte, trei cuvinte și ai, ai dat totul peste cap. Sigur, acum devine din ce în ce mai greu în 2024 să-ți dai seama ca um, om de rând dacă este sau nu adevărat ceea ce vezi în contextul online sau la telefon, așa cum a fost cazul acesta. Există tehnologii, de obicei tot alte rețele neurale, care pot detecta dacă un material audio sau video este un deepfake um, și așa poți să-ți dai seama, dar ar trebui să fii atent la diverse artefacte și mici detalii care nu par la locul lor, par artificiale în diversele videouri pe care le găsești online. Iar în cazul audioului, de obicei există mici pauze sau artefacte în audio pe care le poți simți, deoarece este nevoie de timp de procesare ca, ca... o pierdere de semnal la un post radio. Au, exact, sau o distorsiune audio, exact, pierdere de semnal Ok. Iar în cazul acesta, cu fel a ajuns viral destul de repede și e suficient să te, uiți, să te uiți printre comentarii să vezi că sunt mulți oameni care cred că acest video este adevărat sau au crezut până când uh, presa l-a preluat subiectul și a, a liniștit pe toată lumea. Da, interesant este în cazul acesta pentru că acest videoclip a fost pus online iar creatorul a susținut că este conținut fake, este făcut cu efecte um, pe calculator, cu grafică dar apoi a fost distribuit ca fiind un fake mai departe, deci a fost manipulat într-un fel sau altul prin distribuire. Recomandarea mea ar fi pentru toți cei care se uită la astfel de conținut online, dacă există sămânța că ceva poate să nu fie adevărat, și asta se poate vedea și din comentarii, dar și din aceste artefacte despre care vorbeam, atunci este foarte important să verificați. Este o responsabilitate pe care fiecare dintre noi o are să verifice că acea sursă este într-adevăr reală din surse credibile, poate, din alte surse credibile. Și bănuiesc că e, odată și cu tot valul cu AI, cred că e mai ușor ca oricând să faci astfel de clipuri false. Acum nu o să dăm neapărat nume de aplicații, dar... Cine dorește, este foarte să facă ușor. rău, da. Dacă acum câțiva ani aveai nevoie de expertiză în zona asta, și probabil că și ceva putere de calcul destul de mare ca să poți să faci un deepfake credibil. Doar la Hollywood la foc, nu e fel? Doar la Hollywood la foc, exact. Și probabil că investeau sute de mii de euro ca să facă ceva așa spectaculos. În momentul acesta, chiar noi vorbeam aseară în pregătirea acestei emisiuni, se poate face pe aplicațiile mobile de acasă, stând pe telefon o variantă destul de reală a multora dintre deepfake-urile pe care le vedem acum online. Inclusiv aceasta cu papa. Da, asta sunt, a, asta voiam să întreb, dacă sunt cazuri celebre de deepfake și avem aceste imagini care au apărut în a, martie, aprilie și inclusiv CEO-ul Midjourney a spus la un moment dat că e ok să râzi de papă, de Joe Biden și de a, Donald Trump, dar nu este ok să faci să râzi de a, Xi Jinping. Da. Cu aceste imagini care pot fi manipulate uh, destul de ușor Iar imaginea din stânga sau imaginea, imaginea cele două din dreapta cu Trump și cu Biden Nu sunt photoshopate, adică nu sunt imagini manipulate Sunt imagini generate de la zero Doar generate cu o, o propoziție zero, da. care se descrie ce se întâmplă în imagine Așa este Sunt câteva lucruri aici În primul rând, din punctul meu de vedere, nu este ok să impresionezi pe absolut nimeni um, Dar aplicațiile astea nici nu țin aceste limite nu-ți impun aceste limite, din păcate, și atunci tot responsabilitatea consumatorului și producătorului revine să informeze că este, de altfel, un fake. Este ilegal în foarte multe state, iar conform European AI Act, este obligatoriu să ai o ștampilă, un watermark pe imagine care spune ceea că ce este un fake. Ceea ce nu se întâmplă încă? Ceea ce nu se întâmplă, în cele mai multe cazuri, nu se întâmplă în momentul acesta. Acum din punctul meu de vedere este cine, cu siguranță cine vrea să facă rău va face va face rău. Va face oricum indiferent de legislație. Exact. Mai povestim și la 10 și 10 Sigur. că atât am avut timp deocamdată, mai multe informații găsiți și pe știrile protv.ro și ne vedem peste puțin timp.